Polițiștii sibieni au prins în flagrant trei tineri cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani care încercau să sustragă un autoturism parcat pe o stradă din Moșna. Tinerii au fost văzuți de către proprietarul mașinii când spărgeau geamul autoturismului. Tot în flagrant a fost prins și un bărbat care a sustras mai multe bunuri dintr-un magazin din Sibiu. Criza și disperarea împing pe oameni să se transforme în infractori. Asta s-a întâmplat probabil cu trei adolescenți care au spart geamul unui autoturism parcat pe o stradă din Moșna cu intenția clară de a-l fura. Au fost surprinși însă în flagrant chiar de către proprietarul mașinii care a chemat imediat poliția. Oamenii legii au prins pe cei trei tineri, iar acum aceștia vor trebui să dea socoteală pentru fapta lor. Tot în flagrant a fost surprins și un bărbat din Șura Mare care încerca să sustragă produse dintr-un magazin din Sibiu. Administratorul magazinului a chemat imediat poliția și, deși bunurile au fost recuperate, bărbatul este cercetat pentru furt. Cele patru persoane au fost surprinse în flagrant în timp ce fie încercau să sustragă un autoturism, fie încercau să sustragă bunuri din interiorul unei societăți comerciale. Toate persoanele sunt cercetate penal de către polițiștii sibieni.